atunci ar fi ca și un aparat folosit pentru remodelarea corporală și după aia, după ce vorbim despre remodelarea corporală, zic că poate fi folosit și pentru un farfă. Da, și o să arăt în complet, oricum, sau când ajung. Bun, cât durează și împachetarea. Cam o. Despre, da, la capătul de masaj acolo am mai multe programe. Așa, o întrebare. Eținia este firma sau așa? Nu. Dar eu n-am vrut să fac reclamă. Nu este. Firma este aparatul. Așa se numește ca și în țara portului. Nu-i da, lasă sau da. Lasă. Da. Bun. Apoi, care ar fi pașii în tratamentele eținia? Aici poți să-ți dacă se recomandă împachetare. Dacă în funcție de tratament, poate fi Ramona, dacă după... vrei, poate să vorbească. Nu, o să vorbească chiar de urmă. Da, sau eventual să vă confundați. Dacă trebuie să spui tu despre Exinia. O să putem arăta când da, faci sigur, că da. Cum se face omajul, o să întreb pentru ce. Da, la aparat ce durează fiecare pași. Și după aia mergem sus la împachetări, filmăm chestia cu împachetări și după aia nu știu ce... Dar se pot face și doar împachetări sau doar exilia, numai că combinând terapiile avem efect mai... Okay. Dar nu sunt obligatoriu să le combinăm. Da. Puteți să combinați, de exemplu, cu electrostimulare. Păi sau asta mă gândesc în funcție de ceea ce... Mă gândesc că atunci când vine cliente, face sau un amneză sau un profil. În care vedeți, mă, ea vrea să se dească din zona abdomenului sau are nevoie de un tonus, nu? Da, mai și de așa le combin și exact. În asta poate că va trebui o ieșire de împachetare. Da. Contorul sus, da? Da. Aici, mă? Și ce am mai văzut eu pe internet că nu-i zero. Depinde de programul în care îl faci. Da, pe ce model îl faci, de exemplu. Poți să dăm exemplu. Clienta pleacă dacă există... Păi, acolo urmează așa de bine. Când nu-s camere prin zonă. Am mai știu nimic. Da, acum deja am uitat tot ce se spune. Nu-mi recomandări după. A trebuit să aibă un stil de viață sănătos, să mănânce de 3 ori pe zi, 2 gustări. Acum am mâncat fără grăsimi, fără carbohidrați. Acum am să știu exact când vine, în care îl întreb despre boli, despre emisiunea, adică Tele Europa Nova ai... Nu dai numele, spui doar din pecină. Unde nu vrei să le pun acum? Ce este eximia, că nu are nicio logică și atunci trebuie cumva să... Eximia este un aparat. Nu, dacă să nu întrebă de ele bare. Ce este acest aparat? Da. Uite, acum despre eximia, când ai apucat să-mi povestești până îmi copiezi asta. Stai să mă gândească cum e în parte. E un aparat de ultimă generație care se efectuează tratamente non-invazive și îmbină... Să spui că am ce-am citit eu pentru un timp foarte alt, știi cât mai repede să slăbească, să... Fără durere, fără... Nu știu... complicații... Să repede rezultatele și se mențin pe termen lung. La menținut, acum depinde de data vizibilă, exact, date vizibile de la prima ședință. Când terminam, veniți cu noi la... Să mergem la pește, la bază. La pește? Da, nu la pescuit. Să mergem la pescuit. Să Care fașa aia, te rog să-mi spuneți. Deci, mă atent. Ah, mai nu are. Și atunci, pe că vine ție, să-mi facem un profil. Nu face pa la azi. Apre. No, la cu fărașul. Da. Și după aia îmi pregătesc cu restul. Propria ta.
E cel mai de bine. Atunci cum e emisiunea mea, că așa e programată. Tu ești la Universul Comunității, da? Da. Cam așa că mai avea, nu avea emisiune, nu emisiune de gen. Tot pe remodelare, da, da, dar despre vacun, mățile pe umeri și electricitate. Treci în șambră. În un laborator din Franța, putem să spunem că produsele sunt dintr-un laborator din Bretania sau ceva de genul ăsta, nu dăm nume de produse sau de firmă. Da, putem să spunem că, na, o să întrebe dacă e important. Importantă calitatea produselor cu care... Mai sunt cutii. De ce ne promovează? Da, da. Eu mai știu să folosești ce ți-a spus. Cu Dani. Mare lucru n-am făcut, vă zic sincer. Ce să-i se audă? Mă... Din asta să vă dau un pic mai întreabă. Da? Sunt rău. Așa, așa. Cristina, cum vrei? Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Universul Frumuseții. În emisiunea de azi vom discuta despre aparatura profesională de slăbit, prin care tratăm celulita și deshidratarea pielii. Așa că am poposit la un salon foarte modern din Petru Nou, unde vom sta de vorbă cu Ramona, estetician. Bună seara și bine te-am găsit, Ramona. Bună seara și bine ați venit la salonul nostru. Pentru că, așa cum am spus, vom discuta astăzi despre aparatura profesională de slăbit, despre celulite, despre deshidratarea pielii. Aș vrea să ne spui ce este remodelarea corporală. Remodelarea corporală este o metodă pasivă prin care obții forma dorită corpului. De exemplu, dacă ai celulită, reușește să elimini celulita sau adipozitățile locale. Fără să depui prea multe efort. Fără mult să depui, de dacă ar fi să mergem la sală, fără să mergi la sală, fără să ții un regim foarte strict. Natural al tesutului. Practic, acționăm asupra celulei grase, nu? Da. Atât prin substanțele folosite pe care le introduce, cât prin acest ultrasunet care are un efect termic și vibratoric și prin aceste efecte diminuează grăsimea din interiorul celulei. În felul acesta, substanțele active acționează mult mai ușor. Ce se întâmplă? Care ar fi pașii? Ce se întâmplă normal în orice salon? În prima fază îi se face clientei o anamneză în care vedem dacă suferă de anumite afecțiuni, sunt prin indicații pentru acest aparat. Dacă vrem să dăm jos din centimetri la nivelul abdomenului, lucrăm în abdomen, da, sau fezele, sau coapse, sau toate, depinde de necesități. În care dorești să obții rezultate. Se poate lucra și tot corpul, cu partea de masaj, de endolift. Da, și acest fiere spre poate folosi și într-o ordine. Să ne comandăm ceva aici. Încearcă. Dar nu reproduc toate cuvintele pe care ți le va spune receptorul. Nu. N-ai ce. Ce ai putea să... Cum ai putea să comandă? Te-am înțeles de... Da, așa ceva au zis. Da, dar e păcat că... De prinsă e ușor... Dar cred că o vorbit, Elena. Este că o vorbit la telefon. N-are rost să ne urcăm în mașină să mergem până acolo. Nu, nu, a zis că nu face. Nu, problemă. Înfulecați. Înfulecați atunci. Da. Nu, doamnă, așa. Ne aflăm la clinic în comuna Petru Nou. Vitem... Beciul nou, m-a scuzat că vorbesc cu gura plină, ne gândim la beciul nou, la beciul dumnesc, unde te ne iubim. Mai că noi aici avem cola și câteva sandwich-uri de la Elena.
pensiunea Vlad, nu? Asta e concurs, cine poate să vorbească cu gura mai plină? Iulian, numără, că vreau să știu! 9! Ce, și se mai și închide ușa? Da, da, o închide imediat. Radu, hai să filmezi! Da, poți să mi se filmezi. Las că filmezi prin, pe geamul din față, închide ușa. Nu țipați nimeni, nu vă doare. Deci uite cum stau eu. Da. Stai aici. Dacă vrei să mă urcăm. Da. Cu mâna îl prindem. Îl prăjim la soare. Filmăm în primul rând. Milfăm. Așa. Păi acolo e terasa, nu, unde ne putem așeza. Avem, facem. Facem rost. Facem milf. Capeți imediat. Uite, uite, uite umbrele, uite, uite. Nu așa că strec umbrele prin mâncă. Nu trece prin fața mea, intenționat ai făcut-o. Să rog, cu ce cu bebele, domnul Ieri, mai și-și fie acolo. Da, eu dau cu cina, vodka, whisky, da, sunt bără. 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 Da
Oh, da, chiar. Ce întrebări să le punem? Nu pot, nu pot că mă intimidez. Nu, stau, nu vreau să stau în spate. Să stau în spate, să mă îngrămădesc. Hai, Andrei. Dar eu cred că în cap patru mai bine în față, sincer. Pentru că e loc și pentru picioare, dar... Dar nu e vorba de picioare, e vorba de culuri. E și de culuri. Opa. Așa, stai, cred că ne învăță, Andrei. Nici chiar așa. Luați ăsta în față. Hai să aștept. Să dorme. Așa. Ia jantă, Alexandru. Faceți asta. Faceți iubul. Da. Atunci a deschide geamul să mă aici. Prim bine. Dai un picior de femeie face companie. Nu ce fac? Tot nu ține așa? Da. Nu te-ai așezat în poziția care trebuie. Ca Andrei să te-au comportat. Hello! Aici bine. Yo! Acum o să pic pe aici. Cine te dă? Așa. Ideal. Dacă face niște viraje periculoase acum. Bă, și furioase. Am întrebat. Era filmul ăla cu mașina, știi aia? Exportate. Lună despre care ne-ați dat informații, Cristiana Sabo. Scena e pustie, sala sa cu ea. Sure. Andrei,
Amor, eu... E și cu stil, da? Da, jos, spectaculos. Uite, acolo ilustrează. Hei!